Bun găsit tuturor! Autoritățile locale sunt cei mai importanți spioni de la nivelul administrației publice locale pentru că prin modul în care acestea își gestionează activitatea, reușesc să dezvolte proiecte care să aducă stabilitate și prosperitate comunităților pe care le reprezintă. Ne aflăm astăzi alături de domnul primar al municipiului Slobozia, domnul primar Adrian Mocioniu. Suntem la început de an, domnul primar, vă urăm la mulți ani și un an cu multe realizări, așa cum au fost și anii precedenți. Facem o scurtă trecere în revistă anului 2019, dar nu numai, pentru că vorbim și despre alte obiective investiționale pe care le-ați avut în vedere. Pentru început, aș vrea să ne spuneți cum a fost anul 2019 pentru administrația publică locală de la Slobozia. Cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat pe parcursul anului 2019, cu certitudine pot spune că a fost un an bun. Un an în care, cu cinste, implicare și transparență, am reușit să repunem Slobozia pe drumul cel bun. Am început să implementăm proiectele pe care ni le-am propus în 2016 și pe fiecare plan în parte a trebuit să lucrăm pentru o calitate a serviciilor imediată, iar în plan secundar să ne gândim foarte bine că trebuie să tindem acolo unde este mai sus și să facem totul la un nivel foarte ridicat. Exact cum am spus, să avem o reședință de județ de nivel european și cred că în fiecare plan în parte ne-am apropiat. Sunt pași siguri pe care i-am făcut. Din spate vin proiecte foarte frumoase și cred că principalul subiect care îi interesează pe telespectatorii noștri este apa. Este cel mai de interes subiect pentru slobozeni, atât în discuțiile pe care dânșii le au în familie, acasă sau între prieteni. A fost foarte clar că această problemă a apei în municipiul Slobozia există, deși, din păcate, foarte mulți înaintea mea au negat-o și, deși noi efectiv vedeam ce apă ne curge la robinet de o calitate organoleptică îndoielnică, și aici mă refer la faptul că erau modificări de culoare, modificări de miros, nu mai spun de gust, ei susțineau că apa este bună. Și mi-aduc aminte de atunci că am făcut planul pe două părți. Mi-am dat seama că implementarea unei stații de tratare de anvergură durează cel puțin 3 ani de zile, dar mi-am dat seama că în acești 3 ani de zile trebuie să facem totul ca în condițiile date cetățenii să aibă o apă de o calitate bună. Și avem o Am investiție. reușit, am reușit destul de bine acest lucru și vă spun că în cei 3 ani de zile de când sunt primarul municipiului Slobozia, cu un management mai bun din punct de vedere tehnic la SC Urban, cu o consultanță de la specialiști și anumite proceduri, am reușit în 99% dintre cazuri să ținem apa în parametri și mă refer îndeosebi la parametru trihalometan, care era singurul parametru pe care nu-l puteam gestiona. Într-adevăr, au fost depășiri cam în trei rânduri în condițiile în care au fost lucrate sute de probe, dar orică este o depășire, orică este trei, este foarte clar că pentru cetățenii noștri este o problemă. Tocmai de aceea am spus de la început că Slobozia are nevoie de o stație de tratare ultramodernă. Stație de tratare pe care în momentul de față, Doamne ajută, o avem. Și mă refer la faptul că am început din 2016 procedurile, studiile de fezabilitate, proiectarea, licitațiile, plus, foarte important, căutarea sursei de Finanțare. finanțare. Valoarea acestei stații de tratare este undeva
aproape de 2 milioane de euro și pe această cale țin să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, consilierilor județeni care și-au dat seama că este un proiect de impact la nivel regional, pentru că SC Urban nu furnizează apă doar pentru Slobozia, mai sunt și alte 7 localități care, în care SC Urban este furnizor, iar 4.500.000 au venit de la, Consiliul Județean. Să fac un scurt istoric, în luna decembrie am fost în Italia, unde ne-a fost pusă în funcțiune stația de osmoză inversă, iar personalul de la Urban a fost instruit cum să gestioneze această stație de tratare. De asemenea, pe parcurs, începând de atunci, ne-au venit și filtrele de cărbune activ și bazinele de stocare. La fel, anul trecut am plătit undeva la 5.500.000 pentru această stație de tratare. Se lucrează intens la asamblarea acestei stații de tratare și la clădirea care va găzdui această stație de tratare, estimând ca undeva în luna martie-aprilie să o punem în funcțiune din toate punctele de vedere. Suntem deja în discuții avansate cu laboratoare de specialitate atât din țară cât și din străinătate, care să vadă exact calitatea apei din Slobozia. Din discuțiile pe care le-am avut cu producătorii italieni, nu există niciun dubiu, dar absolut niciun dubiu, că apa nu va fi de calitate și în toți parametrii. Deci, în luna aprilie este foarte clar că pentru slobozeni problema calității apei va fi una încheiată. Anul 2019 a venit și cu o veste bună, domnul primar, pentru că ați semnat un contract destul de important pe fonduri europene. Pentru că trebuie să amintim faptul că municipalitatea are în derulare la acest moment foarte multe proiecte pe fonduri europene, ceea ce este un avantaj, pentru că în momentul în care bugetul local nu permite o susținere, sunt de bun augur fondurile europene. Este exact ce am promis în 2016, când am propus slobozenilor o serie de investiții, o serie de investiții foarte mari și o serie de proiecte importante, și mi-am dat seama foarte clar că bugetul Sloboziei niciodată nu o să poată să susțină astfel de proiecte. Și de aceea primul lucru pe care l-am făcut când am venit la conducerea primăriei municipiului Slobozia a fost să înființez o direcție de finanțări externe, îndeosebi o direcție pentru accesarea fondurilor europene. Iată că rezultatele încep să se vadă și, ca să fac o mică paranteză, vă spun că Slobozia este orașul de câmpie cu cele mai multe proiecte depuse pe fonduri europene. Într-adevăr, dumneavoastră ați nominalizat grădinița de la Bora, unde deja s-a semnat contractul. Urmează ca în luna februarie și în luna martie să semnăm marile contracte și aici vreau să vă spun că doar contractul de reabilitare pentru Matei Basarab, pentru Chimiei, sunt căile de rulare, transport, care cuprind absolut orice, refacerea trotuarelor, refacerea carosabilului, spațiile verzi. Doar acolo avem 6,4 milioane de euro. Este un proiect care va schimba efectiv total fața municipiului Slobozia și care ne pune în primul rând la mobilitate urbană. La fel, tot pe axa 4 avem proiecte foarte importante în care zona Casa Armatei, zona ansamblului PECO, orășelul copiilor, vor fi niște zone care vor arăta foarte bine, vor arăta ceva de genul ce vedem în marile capitale europene și proiecte care au finanțare, au proiectare, au absolut tot, iar din 2021, cu o bună gestiune a direcției de investiții, efectiv vor fi implementate. Și specific de ce cu o bună gestionare a direcției de investiții, pentru că poate cetățenii municipiului nostru s-au entuziasmat și atunci când s-a semnat proiectul pentru
Piața Revoluției, dar din păcate o gestiune necorespunzătoare a proiectului și faptul că fosta administrație a tratat total neserios această problemă și indiferent, a dus la ceea ce s-a întâmplat în momentul de față și sunt mari probleme în ceea ce privește proiectarea, acolo sunt mai multe nemulțumiri ale cetățenilor noștri, dar așteptăm semnarea acestor proiecte, așteptăm implementarea lor, deja suntem în procedură pentru autobuzele electrice, care sperăm că vor veni anul acesta, sunt două licitații, o licitație care se va face de către Ministerul Dezvoltării și încă o licitație pe care o vom efectua noi la Slobozia. Am încredere că orice s-ar întâmpla în anul 2020, faptul că Direcția de Achiziții și Direcția de Investiții le-am potențat foarte bine și datorită faptului că am adus foarte mulți oameni profesioniști acolo, oameni care au lucrat în privat, tineri cu entuziasmul specific vârstei și pe lângă acest entuziasm specific vârstei, vă spun că m-am înconjurat foarte mult de oameni cu spirit civic, oameni care efectiv pun foarte mult suflet și care își doresc, ca și mine, să lase ceva în urma lor, nu doar să-și încaseze un salariu. Vreau să vă spun că inclusiv greșelile din trecut am început să le remediem și chiar dacă lucrurile la Piața Revoluției nu au mers exact cum ne-am dorit noi și obstacolele au fost foarte mari, mai ales cu accesul în parcarea subterană, totuși, de 2 ani de zile am redat cetățenilor municipiului Slobozia centrul administrativ. Să ne amintim că anul acesta am avut un festival foarte frumos în Piața Revoluției, am avut un iluminat festiv și vă spun că am discutat cu mulți care veneau din afara orașului sau care veneau din orașe foarte mari și erau foarte plăcut surprinși de cât de frumos este centrul Sloboziei. Am făcut spectacole, am făcut un târg de iarnă, am făcut zilele oficiale de 1 decembrie și de 22 decembrie. În momentul de față suntem în procedura de reproiectare a Pieței Revoluției. Am adunat rând pe rând toate doleanțele cetățenilor, ce nu le place la Piața Revoluției, le-am pus pe masă proiectantului, care trebuie să găsească soluții și cred că la sfârșitul lunii martie vom avea proiectul final pentru Piața Revoluției. Iată că reparăm din mers greșelile făcute în trecut, dar nu asta contează, contează că pentru Slobozia va fi încă un proiect important implementat. Avem și un transport public local sigur, modern, cu anumite panouri electronice. Da, într-adevăr. Pentru că vorbim despre un oraș modern, domnul primar, ați avut în vedere foarte multe lucruri, inclusiv acest aspect al sistemului de transport public local, unde ați reușit să găsiți soluții eficiente. Da, transportul local era o mare problemă atunci când am sosit la conducerea primăriei municipiului Slobozia și datorită faptului că eram captivi într-un contract care expira în 2019 și de atunci am început ca să pregătesc pașii și pași destul de importanți pentru că nu este foarte ușor să înființezi un serviciu de transport local. Sunt foarte multe reguli de la Consiliul Concurenței, de la Registrul de Transport European, condiții care trebuie respectate și totuși la final este satisfacția mai mare când creezi ceva de la zero și care merge foarte bine din prima zi. Vreau să vă spun că inclusiv în toate vizitele pe care le-am efectuat în perioada mandatului în afara țării, indiferent că am fost în interes de serviciu sau am fost în vizite private, am ținut foarte mult ca să folosesc acolo mijloacele de transport în comun ca să putem să implementăm și la noi acest lucru, să văd calitățile, să văd inconvenientele.
Vă spun că nu mi-a fost ușor timp de 2 ani de zile în care cetățenii îmi transmiteau mesaje că autobuzele se strică, autobuzele nu le oferă confort. A fost inclusiv cazuri când ploua în autobuze. Să nu mai spunem de cazurile în care pe timpul verii efectiv oamenii au avut probleme de sănătate acolo. Treaba foarte bună a fost că în acești 3 ani de zile, cu tot entuziasmul și optimismul care mă caracterizează, am fost totuși foarte realist. Și mi-am dat seama că transportul la care noi visăm pe fonduri europene, transportul electric, reabilitarea căilor de rulare, mai mult decât atât, stațiile inteligente și stațiile de încărcare nu se vor putea face peste noapte. Din păcate, nici la Ministerul Dezvoltării nu s-a lucrat foarte repede, pentru că vă spun că noi suntem pregătiți cu aceste proiecte pe fonduri europene de cel puțin un an. Încă un an a durat verificarea lor la ADR Sud Muntenia și la Ministerul Dezvoltării. Și mai vreau să vă spun și faptul că am întâmpinat și foarte multe probleme datorită faptului că în Slobozia nu exista o cartografie exactă a locurilor. S-au făcut foarte multe greșeli în ceea ce înseamnă urbanismul și noi am lucrat mai mult la repararea acestor lucruri decât efectiv la fondurile noastre. Nu existau cărți funciare pentru străzi, nu era un inventar foarte clar în care să știm la iluminatul public care sunt stâlpii noștri, care sunt stâlpii privați. Aceste lucruri ar tot trebui să lucrăm la ele, așa cum știți și dumneavoastră, cred că avem cel puțin 50-60 de hotărâri de Consiliu Local de-a lungul acestor ani care țin de fondurile europene. Transportul în comun l-am modernizat și se face într-un mod foarte bun în momentul de față. A fost foarte important pentru mine să respectăm cetățenii și să le punem în stații panouri în care dânșii se afle în cât timp vine autobuzul. Este foarte important pentru ei, mai ales că în Slobozia se folosește și taxiul. În Slobozia totul se mai poate merge și pe jos. Așa omul, dacă vede acolo că vine în 7 minute, în 6 minute, știe exact cum să-și facă programul, să intre la magazin, să-și ia o pâine și după aceea se urce sau tot așa. Mă bucură faptul că oamenii care lucrează la acest nou serviciu înființat de mine de la zero dau dovadă de foarte multă seriozitate și foarte multă implicare în ceea ce fac. Și vreau să vă spun că, uite, avem aproape jumătate de an de când transportul în comun, sub noua formă al municipalității, operează în Slobozia și nu avem sesizări și nemulțumiri ale cetățenilor. Din contră, ceea ce privește transportul în comun, avem cuvinte de laudă. Să știți că spun cu regret faptul că normalitatea a ajuns să ne bucure. Nu, aceasta este normalitatea, ca administrația publică să ofere servicii de calitate. Și sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut pas cu pas. Cartierul de tineri, aș vrea, dacă se poate să ne spuneți da, ce în cartierul, în cartierul de tineri, la fel, cum am menționat mai devreme, a trebuit să lucrăm pe două planuri. Chiar în prima săptămână de mandat i-am invitat pe locatarii din cartierul Gării Noi să avem o discuție sinceră, o discuție corectă, în care să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că, să nu ne ascundem, fuseseră foarte mult timp mințiți. Li se arătau niște bani prinși în buget și li se spunea că gata, o să se asfalteze sau o să facă. A fost o dovadă clară de neseriozitate, datorită faptului că trecea anul neexistând proiecte, neexistând licitație, nu avea când să se facă.
Atunci tinerilor din cartierul respectiv le-am prezentat strategia mea, le-am prezentat absolut toți pașii pe care urma să-i facem, le-am spus în momentul de față, noi singurul proiect pe care îl avem este cel de iluminat și care iluminatul public și pe care imediat în următoarele două luni l-am scos la licitație, s-a adjudecat, pentru că vreau să vă spun că am oferit tuturor agenților economici, în primul rând, un joc corect. Și ca să fac o mică paranteză și concluziile să le tragă cetățenii, era estimată valoarea contractului la 85 de miliarde, iar licitația s-a adjudecat la 45 de miliarde, în condițiile în care am primit 8 firme în licitație, iar firma câștigătoare a făcut proiectul exact în termenul care s-a angajat. În momentul de față avem un iluminat public modern și economic în cartierul Gării Noi. La fel, tot în cartierul Gării Noi mai aveam o problemă datorită faptului că erau anumite străzi care fuseseră făcute haotic, pentru care nu se gândise absolut nimeni, sau dacă se gândise, nu avusese curaj să spună că totuși acele străzi au nevoie și de utilități. Da. Nu existau proiecte de utilități, nu aveau canalizare, nu aveau, era un proiect de asfaltare și tot așa. În aceste condiții a trebuit să începem munca și pe acest, și pe acest plan. Și iată că în momentul de față avem două contracte în derulare, unul pentru asfaltare, sistematizare străzi, și sunt 10 străzi în cartierul Gării Noi și sunt străzile mari și bulevardele de acolo, iar încă un contract care cuprinde străzile, pot să le spun, uitate de fosta administrație, care cuprind și celelalte utilități plus asfaltare și, și sistematizare. În momentul de față, unul dintre contracte este destul de avansat și, așa cum ați văzut și dumneavoastră în cartierul Gării Noi, sunt făcute trotoarele, sunt făcute toate straturile de piatră, finalizăm și canalizarea. De fapt, este finalizată, trebuie să-i facem probele și să o dăm în funcțiune. Nu vreau să-i impacientez pe tinerii de acolo, dar în momentul de față ne confruntăm cu niște probleme în ceea ce înseamnă continuarea acestui proiect, pentru că constructorul are niște cereri care în momentul de față sunt nejustificate. Părerea mea că prin contract el este obligat să-și respecte anumite clauze, dar sper că într-un final, prin calea dialogului, prin calea cooperării și a înțelegerii, să reia lucrările în cartierul Gării Noi. Deocamdată este sezonul rece în care nu se lucrează, dar sperăm să-l convingem până în martie să reia lucrările. Celălalt contract care este cu societatea Consiliului Județean, drumuri județene, se desfășoară corespunzător și mai vreau să le dau cetățenilor încă o veste bună. Este pentru prima oară când Slobozia are din nou un buget corespunzător. Și vreau să vă spun că cu mândrie pot să spun că am fost unul dintre luptătorii și militanții din conducerea Asociației Municipiilor, care, indiferent de culoarea și orientarea politică a guvernelor pe care le-am avut, am spus lucrurilor pe nume și am fost și dintre cei care, dacă a fost nevoie, am stat ore în șir în fața guvernului sau dacă a fost nevoie să ne arătăm forța ca Asociația Municipiilor, am insistat să luăm și pe ceilalți colegi cu noi și s-au reparat
greșelile care au fost făcute în bugetele pentru 2018 și 2019 și mare parte din banii care ne fuseseră luați de la municipalități s-au întors înapoi. Avem acum, în momentul de față, pentru prima oară de când sunt primar, un buget de investiții de aproape 20 de milioane de lei. Mediul de afaceri și acest parteneriat public-privat este destul de important, domnul primar, pentru că trebuie să recunoaștem, acesta duce la dezvoltare economică, la crearea de noi locuri de muncă și îmbucurător este faptul că acest parc industrial, atât de mult blamat în ultima vreme, iată, este ocupat în proporție de 100%. Da. Vedeți dumneavoastră, în mecanismele normale ale administrației locale, mediul privat reprezintă, deși mulți o văd indirect, eu spun direct, un lucru foarte important. Bugetul unui municipiu se face în primul rând din taxele și impozitele colectate de la cetățeni și de la mediul privat. Și e foarte clar că atunci când sprijin mediul privat să se dezvolte, îți apar noi construcții și Doamne ajută, din acest punct de vedere, în Slobozia, în cei 3 ani și jumătate, s-a construit într-una și e foarte clar că și de aici ne-a mărit bugetul. Iar o altă componentă foarte importantă care, din banii care vin la bugetul local, este reprezentată de impozitul pe venit global. Cu cât ai o activitate economică mai prosperă în orașul tău și cu cât ai mai mult angajați, cu atât bugetul municipalității este mai mare. Și cred că în ceea ce privește relația cu mediul privat, pe care am avut-o atât eu ca primar, cât și colegii din Consiliul Local față de mediul privat, cred că la Slobozia în ultimii ani ar trebui să fie un model de bune practici. Pentru că fără a ne asuma merite care totuși nu sunt ale noastre, am contribuit și noi prin politicile pe care le-am implementat la faptul că avem în momentul de față 2 parcuri industriale făcute în ultimii ani, care sunt ocupate în proporție de 100%, mari retaileri de pe piața României și piața Europei au venit și în Slobozia și uitați-vă că zona de la Kaufland s-a dublat în ultimii ani și sunt premize să mai crească acea zonă. Deja există un interes sporit pentru zona Cora din partea de nord a orașului. Deja Dedemanul, cred că este o treabă de zile sau poate chiar săptămâni până își va deschide porțile și asta înseamnă faptul că suntem un oraș viu și un oraș în dezvoltare. Mă bucură faptul, și aici, într-un fel mă bucur, într-un fel mai puțin mă bucur că inclusiv combinatul și-a reluat activitatea și acolo avem un număr important de slobozeni care se duc zi de zi acolo. Dacă ați văzut în vecinătatea combinatului, între combinatul chimic și între parcul industrial privat, se construiește una dintre cele mai mari stații de reciclare a peturilor din țara noastră. Este un investitor privat, local, un investitor care, fiind sprijinit de autoritățile locale, se dezvoltă și se dezvoltă frumos și este inclusiv un proiect care ne va ajuta foarte mult din punct de vedere ecologic, pentru că vom avea un oraș mai curat în acest sens. Să nu uităm că, la fel, sunt firme importante care în acești ani au venit în Slobozia
Și aici nu sunt doar lucruri pe care le spune primarul municipiului Slobozia, pentru că se apropie o perioadă în care trebuie să spună aceste lucruri și oamenii să tragă aceste concluzii, pentru că vă spun foarte sincer, de-a lungul acestor ani, și cred că acesta este felul meu de a fi, mi-a plăcut să fac și să tac. Uitați-vă în istoricul acestor ani, nu am răspuns atacurilor la care am fost supus și dacă ne uităm puțin în istoricul acestor atacuri în 2016, în 2017, în 2018, vedem deja că ele sunt contrazise de faptele mele și de lucrurile care s-au întâmplat în oraș. Și chiar o să îi rog pe cei care o să mă sprijine de ceea ce înseamnă comunicarea, să facem la un moment dat și un material în care, să spunem că în 2017, de exemplu, o parte a presei, audio, media sau o parte a politicienilor spunea, domnule, Mocioniu vorbește prostii, că o să umple parcul IMM, că nu există soluții, că este un proiect ratat, un proiect eșuat. Mă dați seama, la timpul acela am tăcut, am mers mai departe, știam foarte clar pașii pe care o să-i facem. Eram deja în 2019, parcul era acoperit în totalitate. La fel, când le spuneam imediat cum expiră contractul cu operatorul privat, vom avea un transport în public, un transport public corespunzător, la fel spunea că sunt vorbe, că o să dea în continuare contractul acolo și tot așa. Faptele sunt cel mai bun aliat al meu în lupta care urmează. Trebuie, mai ales în această perioadă, să le spun oamenilor și proiectele de viitor ale municipiului Slobozia, proiectele la care am lucrat foarte mult, care vă spun că orice s-ar întâmpla de acum înainte, Slobozia nu mai poate face acei pași înapoi. Pentru că avem finanțare pentru aceste proiecte, am pornit lucrurile foarte bine de la început și în aceste condiții nu mai avem cum să ne abatem de la drumul modernizării pe care eu am repus Slobozia în acești ani. Sunt multe de care putem vorbi, sunt și bazele sportive. Lucrurile din cartierul Gării Noi pe care le-am spus. Vreau să vă spun că pe perioada mandatului meu au fost investiții fără precedent în ceea ce înseamnă sistemul educațional. Corect. Iar anul 2020 va fi un an în care ducem spre investițiile în infrastructură aproape 1 milion de euro. La un oraș cu 50.000 de locuitori să investești în învățământ 1 milion de euro, vă spun că este ceva mai rar întâlnit. Pentru că de fiecare dată mi-a plăcut să acționez în prezent, dar în același timp să pregătesc pentru acest oraș un viitor sigur. Este foarte clar că avem cu totul și cu totul altă infrastructură în învățământ. Ne-am adaptat la lucrurile moderne, avem catalogul electronic, avem la câteva unități de elită clase smart din mai multe puncte de vedere și vă spun că am încercat să ating toate aceste laturi ale administrației și un lucru foarte important a fost faptul că mi-am dorit foarte mult ca parcurile să arate altfel, pentru că efectiv parcurile și vegetația pe care o aveam și care au făcut-o înaintașii noștri sunt o avere și o moștenire pe care noi trebuie să o apreciem, pentru că să știți că suntem orașul cu cel mai mult spațiu verde pe cap de locuitor. În acest sens, noi trebuie doar să-l îngrijim și să avem grijă ceea ce a ajuns la maturitate și scoatem în locul lui să
plantăm, să plantăm alți pomi. Politica mea a fost, dacă tăiem un copac care a ajuns la maturitate sau care produce probleme, să plantăm cel puțin doi, pentru că mă gândesc foarte mult la viitor. Aproape toate locurile de joacă dintre blocuri în municipiul Slobozia arată altfel și lucrăm intens la ele. Am depășit deja 60% din ceea ce înseamnă reamenajarea locurilor de joacă și chiar pe perioada acestui mandat eu sper că mă voi apropia de final cu refacerea locurilor de joacă. Mă gândesc foarte mult la copii, știu cât de important este pentru ei, dar în aceeași măsură și pentru părinți. La fel de ADP-ul a fost o structură care i-a dat foarte multă importanță și vă spun că în multe cazuri oamenii s-au autodepășit acolo și felicit pentru acest lucru. Să nu uităm că dacă înainte întâmpinam mari probleme, cum aveam o ploaie mai severă sau cum aveam o ninsoare cât de cât mai puternică, administrația a avut răspunsuri greșite și s-a dovedit incapabilă să gestioneze acest lucru. Pe perioada mandatului meu vreau să vă spun că au fost multe cazuri în care noi eram în cod roșu de ninsoare, încă ningea, iar toate arterele municipiului nostru erau circulabile. Să nu mai spun că am avut o ploaie fără precedent în care am avut în decurs de o oră și jumătate 120 de litri pe metru pătrat, neîntâlnit până acum în zona noastră de câmpie, iar în două ore apa nu mai staționa absolut nicăieri, atât prin intervenția de ADP-ului, a urbanului și chiar a colegilor de la ISU. La fel este partea de cultură și țin foarte mult ca orașul nostru să fie un oraș în care cetățenii și după programul de servicii să aibă ce să facă, să aibă unde să se ducă. Nu vreau să închei până nu voi menționa inclusiv faptul că poliția locală a municipiului pe care o avem, pe lângă faptul că ne oferă siguranța de care avem nevoie, și vreau să vă spun că am continuat programul prin care am montat într-una cameră și avem un oraș foarte supravegheat din acest punct de vedere. Uitați-vă, vedem poliția locală mereu prezentă în oraș, că este vorba de parcări, că este vorba de fluidizarea traficului atunci când avem zonele, perioadele aglomerate, când părinții își duc copiii la școală sau și iau de la școală sau lumea vine și pleacă de la serviciu, vedem în permanență poliția locală prezentă în oraș. Pe lângă acest lucru, prezența dânșilor este și o treabă de prevenire a fenomenelor nedorite în municipiul nostru și mai mult decât atât vreau să vă spun că poliția locală fiind prezentă tot timpul în oraș, în momentul de față le-am dat și niște competențe în ceea ce înseamnă relaționarea cu restul instituțiilor. Și în acest sens vă spun că nu mai trebuie să așteptăm sesizările de la cetățeni. Vă dau doar un exemplu. Că sunt anumite corpuri de iluminat public care nu merg, poliția locală fiind prezentă singura, fiind prezentă noaptea în oraș, la două săptămâni le-am cerut un raport prin care să facă un inventar a tuturor becurilor care nu merg. Această situație pleacă imediat la DADP. Fiind mereu prezenți în oraș prin diferite motive pentru supraveghere, acolo unde sunt cazuri, cei de la poliția locală sunt primii care observă anumite lucruri pe care imediat DADP-ul, urbanul, spasul, trebuie să le preia și să le dea în lucru și să știți că
prin această procedură totul a devenit mai rapid și mai operațional. Care sunt propunerile pentru 2020, domnul primar? Ce aveți în vedere anul acesta? Cu siguranță sunt și anumite obiective pe care le aveți în vedere pentru anul în curs. Exact cum le-am avut pe toate până acum în obiectiv și dacă facem o atenție, vedem că fiecare structură, fiecare serviciu al primăriei municipiului Slobozia s-a modernizat sau funcționează mult mai bine. Nu mai vorbesc de urbanism. Că aminte, aveam mari probleme când am venit, datorită faptului că era foarte greu să nu se făcea față să se emită autorizațiile de construcție, certificatele de urbanism în timp util. Pe lângă acest lucru, mai erau inclusiv problemele cu cel puțin 6-7 construcții mari care nu dețineau documentele urbanistice necesare. Să ne aducem aminte că poliția, mascații, dosarele penale erau foarte prezente în administrația din Slobozia și, din păcate, urbanismul cu acest lucru ținea prima pagina ziarelor. Să nu uităm că au fost arestări și condamnări în primăria municipiului Slobozia pe spețe urbanistice. Iată că totuși la 3 ani de zile direcția de urbanism este o direcție care funcționează, este o direcție care relaționează cu cetățenii și care își face efectiv treaba, inclusiv prin activitatea dânșilor și tot am trecut proiecte din aceasta în Consiliul Local prin care cei care nu își îngrijesc proprietățile au fost penalizați și plătesc 500% din impozit. Și aici, împreună cu cetățenii și cu aceste măsuri la îndemână, reușim să înfrumusețăm orașul. Sunt multe proiecte pentru 2020. Revenind la locurile de joacă, imediat cum o să avem bugetul din luna februarie, începând de luna martie, vom face un loc de joacă de 100.000 de euro în parcul de la Ialomița, un loc de joacă care în prima fază va fi ceva deosebit pentru copii, până când vom reuși să implementăm pe fonduri europene orășelul copiilor, care este și acela un proiect al meu de suflet și care veți vedea vor fi surprize foarte frumoase. Încercăm să fim prezenți în viața cetățenilor, să le satisfacem doleanțele, iar pe parcurs să modernizăm din ce în ce mai mult acest oraș. Vă urăm succes în continuare în realizarea tuturor investițiilor pe care vi le-ați propus, multă putere de muncă și implicare ca și până acum, iar dumneavoastră celor care ne-ați urmărit până la acest moment, vă dorim toate cele bune. La revedere! La revedere!